suntem mândri că aeroportul internațional Cluj se numește Avram Iancu. Suntem deosebit de mândri că pentru două luni putem să prezentăm și steagul de luptă al lui Avram Iancu. Dacă în decembrie 2010 am reușit să realizăm primul milion de pasageri, anul acesta, în decembrie, în 2023, vom avea 3 milioane de pasageri. De asemenea, avem un plan coerent de dezvoltare. Ne așteptăm ca în 2040 să avem 7 milioane de pasageri. Am reușit să investim foarte mult în ultimii ani și din fonduri europene. Extindem terminalul, o cale de rulare, platformă. Până în 31 decembrie, anul acesta, să știți că vom finaliza investiții de 80 de milioane de euro. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, Câmpia Libertății spune, Avram Iancu suntem toți. Aceste versuri pe care le știe fiecare român semnifică ceea ce este mai important pentru ființa și existența noastră națională. Că în ultima instanță, Avram Iancu ne reprezintă pe toți. Iar o națiune care nu-și cunoaște trecutul nu va avea niciodată viitor. Prin ceea ce faceți dumneavoastră aici, în Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, dezvelind bustul lui Avram Iancu, arătăm încă o dată identitatea noastră națională. Așa cum aeroportului se spune poarta de intrare în Transilvania, așa momentul de astăzi este un pod, da-aș spune, un pod de trecere între vechi, tradițional și nou, modern, modernism, între istorie și prezent. Evoluția aeroportului nostru a fost extraordinară în ultimii ani. Traiectoria este clar definită de către domnul director, astfel că acum, la moment tradițional și aniversar, vă doresc mult succes, o activitate cât mai intensă și cât mai multe rezultate în proiectele pe care le implementați. Viță de eroi, de brave eroi, căci luptători de frunte suntem noi. Și viță de eroi. Avram Iancu a fost un luptător. Sigur, Avram Iancu astăzi este un spirit. Îl simțim. Și spiritul lui Iancu l-am simțit și astăzi când am auzit tulnicele. Spiritul Iancului de astăzi nu înseamnă vreo revanșă, că spiritul lui Avram Iancu înseamnă să luptăm cu un dușman perfid care sălășluiește în noi și printre noi. Și acesta este minciuna, ticăloșia și tot ce înseamnă împotriva acestui spațiu numit România, locuit într-un conglomerat etnic cu care, credeți-mă, ca unul care circul mult în afara granițelor României, îndeosebi în țările limitrofe, în comunitățile de români, mă mândresc enorm de mult. Dacă la Revoluția din 1848 pe dealul Fedeacului mergeau carele Iancului, în 2023 pe cerul Fedeacului și al Clujului zboară avioanele Iancului. Avram Iancu a fost un spirit european și democratic, la fel ca Giuseppe Mazzini, Vaioș Coșu și mulți alți contemporani, și că el niciodată n-a dorit să obțină drepturi pentru națiunea lui în detrimentul celorlalți. Un democrat convins, autentic, un model pentru generațiile de astăzi și pentru politicienii de astăzi și pentru cei de mâine.